mă scuzați, rezonanță 74, nu o să vă convine, dar este singura soluție pentru ceea ce înseamnă România, să spunem. Tariful penalizator. Tariful penalizator înseamnă cel care nu colectează selectiv și pune în cubelă atât deșeuri menajere cât și deșeuri reciclabile, va plăti tariful penalizator. Operatorul va deschide pubela, face poză, îi pune o bulină roșie și spune: acest om va plăti de 3 ori, sau este între 1,5 și 3 ori, asta înseamnă, și va plăti tarif penalizator până se învață minte și în loc de 10 lei va plăti 30 de lei și cred că după 2-3 ori se va gândi să plătească și el 10 lei. Legătură cu colectarea selectivă, urma editată de Consiliul în actul zilei. Toate bune și frumoase, noi putem diferenția pe cei care colectează selectiv de cei care nu colectează selectiv la urmițe individuale, dându-le niște saci, și sacii se pot scoate la poartă săptămânală într-o anumită dată, până cu bună menajeră. Ce face cu rampele în condomeniu? Dar ce face cu blocurile? Adi, managementul deșeurilor, ne-a comunicat la ultima ședință că nu și-a transmis sacina asta către o jurătate de consultanță să găsească o soluție. Am făcut și noi o scrisoare, am întrebat care este soluția și nu am găsit, n-am primit niciun răspuns. Trimite și cine a ridicat această problemă? Atât timp cât nu avem această soluție, noi nu putem să introducem un tarif, chiar dacă legea o presupune, nu putem să introducem un tarif, pentru care însemna că pe toți locatarii de la blocuri ar trebui să taxăm mai mult. Nu este normal, echitabil, pentru că poate că domnul Iache Dragomir, așa cum ne spune mereu, colectează selectiv. Poate că X sau Y nu colectează selectiv. Un rol important îl va avea administratorul asociației. Nu putem să-i diferențiem. Și atunci, dacă găsim o soluție, ar fi foarte bine. Dacă nu, soluția noastră, domnul președinte, ar fi următoare. Noi avem un contract cu Policon din 2002, care se finalizează în 2022. A trebui să urmăm acest contract și chiar dacă Consiliul Local în luna viitoare se vor aprova noile tarife care sunt mari. Ordonanța 74 nu spune că se aplică doar ADI-urilor. Se aplică și la dumneavoastră. Noi am dorit să ducem gunoiul la rampa de gunoi de la Bodescă și nu la rampa de tratare mecanobiologică. Să ne prevalăm de acest contract particular pe care avem și atunci vom avea tarife mai mici. De reducerea rampa de tratare mecanobiologică, tarifele vor fi mari. Ori dacă noi putem să-i diferențiem pe cetățeni, ar însemna să îi îndreptățim pe cei care stau la blocuri și colectează selectiv. Asta ar fi o propunere noastră, să opori puțin asta până când găsim o formulă de a îi diferenția pe cei de la blocuri care colectează selectiv de cei care nu colectează selectiv. Am o întrebare. Fiecare oarte are niște ținte. Corect? Fiecare OAT are niște ținte. În ordonanța 50, apărută acum o lună, știu că s-au modificat țintele de la 15% la 50%, pe care ar trebui să deviați de la rampa ecologică. Nu vă mai îndepliniți țintele și plătiți, nu știu cât ați plătit anul trecut, pe... 100.000 de lei. Taxa de mediu. 200. Deci, acum veți plăti undeva la 400 de lei ca OAT. Acum dumneavoastră faceți singur calculul ce este mai bine. Din punctul meu de vedere, noi încercăm prin acest MBT să îndeplinim țintele pe care ne-am asumat cu Uniunea Europeană. Corect. O să încerc să am o discuție cu toate OAT-urile, să nu mărim tariful la gunoi, dar ceea ce este corect este să instituim taxa specială pe ordonanța 101, care spune că dacă există cetățeni care nu și-au încheiat contracte de salubritate, aceia să fie taxați la impozitul anual. Și mi se pare corect, pentru că în acest moment gunoiul se împarte la cât sunt corecți. Cei care nu sunt corecți sunt susținuți de către cei care sunt corecți. Și atunci, dacă dumneavoastră, știu că aveți instituită taxa specială, știu că... Dar pentru câte persoane? Eu știu 6 persoane, dacă nu mă înșel la câmpina, stimată doamnă. Cu tot respect. Puține, eu știu că 6.
diferența dintre cei care au contract și cei care sunt la evidența populației este de câteva mii de persoane. Acum, poate câteva, din aceste câteva mii diferență, nu se regăsesc unii, să nu zic o mie, să nu zic două, unii nu se regăsesc, ca și există în evidență, dar sunt plecați, fac naveta, dar câteva mii tot trebuie să fie taxați prin taxa specială, pentru că ei chiar generează, și problema este că plătesc câțiva, se ridică gunoiul de la toți, că tot din ce cunosc eu, sistemul funcționează. Costul e același. Tot muncește mașina Floricon, oamenii muncesc pentru toți, dar plătesc doar câțiva. În momentul când vom aplica taxa, taxa de și tariful, este implicită situația. Deci eu am găsit ca soluție aplicarea taxei 101, atunci primăria se va ocupa să discute cu salubristul cât există de fapt, cât plătesc de fapt și să ajunge la o negociere și cei care vor fi taxați prin impozit. Și atunci tariful va rămâne constant și împărțit la toți cei care generează de fapt, nu doar la cei care acum sunt corect și au contract. Asta este soluția care este de mine. Nu știu dacă e cea mai corectă 100%, dar altă variantă pentru a crește tariful, nici nu avem. Să nu vă spuneți pe mine, dar nu, acest lucru niciun când spune către Comar din Brazia Jaturilor Calități, în care... Da, la comandnic au 5.000 de contracte, la o populație de și... evidența populației de 9.000. Da, deci în care au jumătate contracte. E corect. Din cetățenii pe care îi comunică, nu știu, direcția de statistică. Sau noi, la noi, noi avem 22.000 de oameni cu contracte din, să zicem, 35.000. Am făcut toate eforturile să găsim oameni care să facă taxa, care să le aplicăm taxa de stabilizare. Nu prea am găsit, să știți. De aceea vin și cu altă propunere. Să vedem ce se întâmplă cu direcția de statistică. Știu că nu vă ocupați dumneavoastră de aia. Dar atâta timp cât nouă ne spune direcția de statistică că noi avem 35.000, acum parcă ne-a spus că avem 37.000 de oameni. Eu vă spun că nu-i cred. Eu vă spun ce cred. Eu cred evidența populației. Vorba... Aveți evidența populației? Vorba... Cât spun că aveți la evidența populației? Până 30.000. Și diferența între 30.000 și 22.000 tot sunt. Păi sunt, dar nu sunt ca la comandă, adică operatorul se îndreaptă către noi mereu, pentru că avem mai mulți. Dar noi am scos untul din ei. Hai să scoatem untul și de la comandă și în alte părți și să ridicem și de acolo. Pentru că noi am făcut ce am putut, mai mult nu cer scuze, trei neapărat să cum să zic, a făcut repetate inventare și așa mai departe. Părerea mea e că nu avem nici 30.000 de oameni în Turcina, deși se declară la direcția de statistică că avem 35.000. A văzut aseară cum zicea bunica, a zis la televizor. A zis aseară la televizor că sunt 9 miliarde și ceva români plecați afară. 10. Și nu s-a așteptat lumea să fie așa. Așa sunt și la noi, plecați foarte mult. Deci e recesământ afară. Trebuie să mizăm pe numărul concret de oameni care sunt în oraș. Și nu pe cel teoretic, pentru că atunci operatorul tot timpul va fi dezavantajat și el va spune că trebuia să iau la 35.000, faceți-mi voi contracte pe 35.000. Păi de unde se luăm dacă ei nu sunt 30? Poate sunt 28.000. Este corect, v-am spus că am găsit o, am identificat ca și soluție. Dacă îmi permite, soluția cea mai bună pentru orașe este să identifice Agile Management Greșel, o soluție prin care îi găsim pe cei de la blocuri care nu colectează selectiv. Dacă găsim această soluție, deja noi am rezolvat a doua jumătate a orașului, atunci chiar că mergem colectare selectivă. Să știți că oamenii vor să colecteze selectiv și colectează selectiv. Dacă doar se restricte, ei colectează selectiv și plătesc tot ca cei care nu colectează, s-a dus de râmpă toată inițiativa și acel 50% nu se poate atinge niciun fel. Dacă omul știe, domne, dacă colectez selectiv, dau 12 lei. Dacă nu colectez selectiv, dau 18 lei. Cu siguranță va colecta selectiv, dar trebuie să venim cu această rezolvare. Trebuie să demonstrăm, trebuie să evidențiem. Cum îl evidențiem? Nu știu, aici e o mare problemă. Știți că am discutat pe asociațiile. Da, două ore am discutat și soluția ar fi ca să existe la aceste rampe
la platformele, da, să existe camere video, administrația efectiv să se implice în monitorizarea acestor camere video și să penalizeze vecinii care nu colectează selectiv. Și să aibă un rol, de să scoți de la adusea populației. Facem pe administrator un fel de polițist al... Exact, așa trebuie, că noi nu putem să supravegem sute de camere. Nu, nu, chiar nu, și nu aveți nici un obiectiv de activitate. Da, nici cadrul legal și nici nu aveți cum. Dar administratorul trebuie să se implice efectiv, pentru că cetățeanul corect trebuie să fie tratat ca cetățean corect, iar cel care nu este incorect sau nu colectează selectiv trebuie să plătească mai mult. E, atunci dacă găsim la niște bani la Adi Management de Șeru, care să punem camere de luat vedere, mai în glumă, mai în serios, de pentru că problema cu redevența de la Chirov-Cravova, să știți că eu am rezolvat-o la Adi Management. Avem 3 milioane. Asta sunt de redevența pe care ne-au plătit-o salubriști. Cu 3 milioane putem să dezvoltăm ceva. Pentru că dacă îi pui omului în față soluția, el trebuie să o respecte. Da. Dacă îi spui că are cameră și este monitorizat, trebuie să depună buleul de acolo unde trebuie. Și l-am făcut tot toată. Pentru că dacă nu îi spui nimic, el trimite un copil la săracul, nu și numai tată buleul ăsta îi duce și el săracul buleul îi aruncă pe unde trebuie. Și intrarea va fi cu clar, nominal magnetic, adică știm că a intrat familia pițigoi aici, la buleul ăsta. Camera a filmat, văd cine a aruncat pițigoi, numai că e copilul, că e zocul, nu contează. Tot acolo, e are cardul, e din familia aia. Deci, dacă te vizualizează... Da, da, și filmare, dar să știe cine a intrat. Poate, dar poate nu. Eu poate trebuie, nu pot la Brașov. Și să pune și niște sensori.